Nu, ce faină recoltă. Chiar dacă sunt de mai multe mărimi, nu contează, că de mâncat tot ce-s bune. Și de tot ce ne bucurăm. Și au crescut în timp ce tu erai la mare, nu trebuie să le porți grijă. Nu trebuie să le fac nimic, că singuri au crescut. Ai văzut? Dar ardei ăștia nu-s cam păliți, oare? Nu. Zi bine, așa-i? O să le trebuiască suport și la ăștia, așa-i? Și vinetele ce faine, s-ai văzut? O, păi n-am avut noi vinii ăștia așa faine niciodată. Foarte frumoase. Ceapa asta e pusă mai târziu, mult mai târziu. Cartofii încep să se culce. Și numai odată i-am săpat. Buruiana destul de mare pentru că aici am arat pentru prima dată anul ăsta. Ce am aici? Un butoiaș. Parcă e ceapă. Cu ăla ce l-auzi tu? Da. Arată-ne un castraveci adevărat. Ia colonii unul micuț, subțurel. Ia ce fain. Ia colonii. Unde aici? Aha. Dar păi nu-i ca micuț ăsta. Bă, tu hotărăști. Bine, e bucat. Sunt dovlecei bunul. Aul? Ha. Este aici unul. Atâta. Dacă e pe mare... Nu, că e geala care se rămâne la porci. Nu, păi dacă rămâne la porci, și mai bine. E modelul ăla. Că și carnea ne place. Dar sunt mulți, ce ai? Sunt mulți început. Ia uite. Ia ce? Uite. Fain. Fain. Da, mai mult decât fain, important e să fie bun. Ia acolo este unul mare jos. Ai văzut? Dar nu îl iau, că îi lasă de sămânță care spre mare. Hai să vezi ce am găsit. Să văd. Ălea de peste două zile a trebuit să... Ce ai găsit? Conopida. Wow, ce fain! No, mie îmi place conopida. Să se facă cât de multă. Aia murată. Și aia... Pane. Uh-huh. Și mai, cu maioneză și usturoi. Tu crezi că vrei să-mi spargi capul cu un dovlecel? Cu un dovlecel putre să-ți sparge capul. După cum ai dat după mine, mă pot aștepta la orice? Nu am dat după tine, tocmai. Nici n-am dat după tine, nu te-am nimerit. Da, dar eu m-am simțit amenințat. Apoi asta e problema ta? Mă, ce faceți acolo? Foarte fain. Bine faceți că vă jucați. Varza nu face pui încă. Cine? Varza nu dă semne de viață încă. Asta e conopidă de aici? Tot conopidă? Tot conopidă. Olala. Roșiile s-o cam a plecat la pământ. Că le-ai legat numai odată. E acolo ceapa aia plantată de vreme, la timp. Și fasolea... Bucă de bine și fasolea, nu? E bine fasolea, dragă? Dar asta de aici, ce legumă e asta așa mare? Cine știe să ne scrie în comentarii, că nu știu ce legumă a plantat Andrei aici și... Mi-e frică să o ucid. Ardei se duc fain. Prunul ăsta trebuie să-l scot aici la toamnă. După ce culegem legumele.
și eventual să văd dacă pot ara aici până în mărul ăsta. Până ce ar trebui? Ia furcitura, o sta bine de la ploaie, de la furtună. Și nici nu s-au lăsat, înseamnă că am apăsat-o bine, așa e? Da, păi de la jumate încolo, numai acolo o stat și-o tăt călcat pe ea. Cu cartofii nu mai putem face nimic, numai să așteptăm și să-i culegem. Că e buruiana mare. Ori mingea n-a școsât, știi? A fost înflorit. Da, am început a înflori. Acum dacă am lipsit o săptămână, n-am prea văzut florile, că n-am stat lângă ei, dar... aveau flori. Deja încep să polească. Minte, n-aș păstă vă dau o săptămână, cred că îi putem cosi, și ai? Nu. Cam când? Ui, păi până în august se face buruiană și mai mare pe ei. O scos Andreea vă două cuiburi, bugă de bine cartofii ei. Nu, păi, cam până în august, depinde, ar trebui să-i... Până în august iarba asta mare se face de 1,5 metri. Am mici pari ăștia, dragule. La roșii? Ia ce roșii faine sunt și toate piațele. Hai, dar până nu-i pune pari de 2 metri la roșii. No, uită-te cât îi, uită-te cât îi roșia. Cel puțin de 1 metru și 30 trebuie. Ia. Da, păi aia mai trebuie legată. În primul rând. Ce teamă? Fruct pe el. Ce vrei să-l dau jos? Lasă că la anul ne pregătim cu par mai grozav, bine?